Bună seara, suntem pe platourile de filmare noului single al lui Pepe. Bună seara, Cristina. Bună seara, salutare tuturor. L-am surprins pe Pepe într-o atmosferă foarte romantică. Picătură cu picătură. Stai că eu îmi dau seama, picături de dragoste. Eu îmi dau seama cum e piesa asta numai după cum e îmbrăcat Pepe. Deci e... Nu, ai să râzi, dar s-ar putea să... Să mă înșel. Să te înșeli, da. Îți zic sincer, e o piesă care nu are nimic de a face cu tot ceea ce înseamnă comercial. E o piesă extrem de profundă, o piesă care nu va fi difuzată pe radio, nu că altele ar fi fost. O piesă care nu va fi neapărat în topuri. E o piesă, dar e o piesă care va ajunge cu siguranță la sufletele oamenilor, pentru că cine iubește cu adevărat se regăsește în piesa asta, și mai ales că e vorba de perioada asta de Valentine's Day, în care iubește și săracul și bogatul, iubește și... suferă fiecare din dragoste și totodată își doresc toți cei care ascultă această piesă își doresc să iubească sincer. Eu mă mulțumesc cu picături de dragoste. Când iubești sincer, vrei mai puțin de la cineva și oferi mai mult. Asta e mesajul pe care vreau să-l transmit acum. Și vorbim și despre piesa asta, și despre videoclip, și despre faptul că... Nu e foarte latino piesa asta, că ești îmbrăcat... Sunt îmbrăcat... Normal, sunt îmbrăcat extrem de modern pentru piesa asta. Doar că ăsta sunt eu, Pepe, din 2016, dar când ceea ce îmi place foarte mult, ceea ce înseamnă tradițional, dacă ai ascultat piesa asta, ai să vezi că am dreptat. Nu vreau să vă fac curioși foarte tare, dar când o lansez? Vrei să ne fac o demonstrație? Astăzi îi filmez clipul. Astăzi îi filmez clipul, nu am cântat-o niciodată. Dacă vrei, o să-ți o cânt într-o variantă de live session, pentru că așa e și ideea videoclipului. Nu filmăm cu fete, nu filmăm cu poveste, filmăm efectiv povestea unor băieți cărora le place să cânte într-o sală de repetiție și atât. Raluca, dacă te uiți la noi, poți să stai liniștită, e un clip. În sfârșit, Pepe face un clip fără fete. Fii atentă. Și a fost Raluca mai devreme aici și ea m-a machiat, n-am avut nici nevoie de make-up. Pe bune? La modul cel mai serios a zis... Ce rost are, mă? Las că vezi, mă, ce înseamnă să ai două fete acasă, încep să faci clipuri cu bugete reduse. Credeți-mă, este un videoclip cu buget limitat. Așadar, ascultați piesa. Păi, normal, când ai două fete acasă, mă rog, trei cu Raluca, îți dai seama că nu te dau bani afară din casă, oricât ai avea. Hai să... Nu, că urmează și videoclip cu buget ridicat, momentan cu buget limitat, pentru că o să lansez imediat acum, în perioada imediat următoare, înainte de Valentine's Day, că vreau să o dedic tuturor îndrăgostiților sau celor care n-au cunoscut până acum iubirea. Până la urmă, trebuie să definim iubirea într-un fel, dar eu consider că fiecare poate defini iubirea altfel. Eu zic că nu putem defini chiar într-o totul, că e complicată. Pepe, hai să cântăm un pic din piesa asta. Înainte de a cânta, aș vrea să fac un anunț foarte important. Poimâine, joi, la o 20:30 începe Nextar, așadar nu ratați Nextar, pentru că sunt copii minunați și o să cântăm picături de dragoste chiar acum, într-o versiune live. N-am mai dat-o până acum. Hai să o facem. Dați muzica de la noi din platou mai încet, închideți-o. Legătura în Castelul Părăsit, unde Pepe filmează un clip, buget redus. Ole! Iubirea n-o poți defini, durează o viață sau o zi, magie și fior. Așa a fost de când ne știm, cu toți iubim sau suferim, și prinți și cerșetor. Iubirea-i miere sau venin, ea poate face apa vin sau praful diamant. Pe rege-l poate domina, îl face sluga ei când vrea. E adevărat, din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc.
picături de dragoste și un colț de liniște, să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. Iose! Iubirea poate transforma aurul pur în tinica sau cortul în palat. Iubirea-i patimă și foc, raiul și iadul într-un joc predestinat. Dar tot ea-ți poate dărui speranțe, vise, bucurii, aripi să poți zbura. Fără iubire ești pierdut, totul e zero absolut. De n-ar fi ea. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște, să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște, să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. Bine, boss! Măi, ne place, ce să faci? Dacă ne place să cântăm. Mai suntem în direct? O dedicăm atunci. Eu vreau să zic atât, Pepe, după ce am auzit piesa te rog, asta. Da. Doar eu sunt singurul, da, care mai poate să vorbească, pentru că e o muțenie generală aici în, da, în platou. Sunt să-ți mai zic câte ceva despre mine. Ia. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște, să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. Din iubire m-am născut, cu iubire am crescut, doar iubire dăruiesc, vreau iubire să primesc. Picături de dragoste și un colț de liniște, să-mi aducă zi de zi un ocean de bucurii. Te rog, Mihai! Vreau să zic mai multe lucruri. În primul și în primul rând, această piesă ați ascultat-o în premieră mondială cântată acum, din locul în care Pepe clar, filmează un videoclip. N-am să mai zis-o niciodată, nu o găsiți nicăieri. Serios, e o variantă pe care, n-am mai, nici măcar n-am înregistrat-o așa, asemănător, da? E o variantă de live. Am înțeles. Asta unul la mână. Doi la mână. Dacă ar fi după mine așa, eu ți-aș interzice să mai scoți melodii comerciale, pentru că genul ăsta pe care îl cânti tu te reprezintă cel mai bine. Păi știu. Tocmai trei la mână. Am și hotărât să-i filmez un videoclip. Dacă ai piesa asta în format audio, dă-i-l colegii mele, Cristina, să dau și eu piesa asta mâine dimineață la radio. Dacă o dai la radio, chiar ești tare. Asta chiar ar fi altceva decât, decât e pe piața muzicală. Dar eu sunt oricum altceva decât e pe piața muzicală. Știi că nu-și cer piese aiurea. Dacă ai piesa asta în format MP3, trimite eu prin Cristina să fie ea porumbelul vidanjor, voiajor, care să-mi aducă piesa asta. Pot să o dau mâine dimineață la dragoste, la radio, pardon. Normal. Normal, păi se apropie Valentine's Day, o lansez și încă ceva, dacă e gata videoclipul vineri, o să vin la tine. În emisiune, da? Ce tare! Da, 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 o cântăm. Îl prezentăm în premieră. Am promis. Dacă e gata vineri, sper Pinky că promise. E gata până vineri, nu de alta, dar deja sâmbătă plec, am concert în Germania, duminică în Moldova, sunt plecate. Dar eu aș vrea să lansez vineri înainte de Valentine's Day și cât sunt încă în țară, ca să și apuc să...
prezint publicului, pentru că așteaptă material nou de la mine și ăsta e un material ce mă caracterizează. E așa cum îmi place mie, de corazon, și se potrivește acum cu Valentine's Day. Până la urmă trebuie să înțelegem cu toții ce înseamnă iubirea. Asta înseamnă iubirea. Bine, mulțumesc mult de tot, Pepe, de familie n-am mai apucat de întreb nimic, dar cred că ai spus totul prin piesă. Familia e foarte bine, o să vin în platou și o să vă mai povestesc, suntem foarte bine. Vorba lui Adi Minune, avea el o piesă cu familia, eu nu știu să o cânt. Cum e piesa lui Minune cu familia? Are multe. Cum să nu fiu fericit? Știe, mă, dacă Pepe nu știe. Știe, mă, știu cum să nu știu. Bine, să nu-i să-i dai piesa Cristinei. Vă mulțumesc mult de tot. Vă las să, să vedeți videoclipul și mâine dimineață dau piesa la Morning Zoo. Am zis, fără să o fi ascultat, am ascultat-o doar în variantă live, acum i-a făcut premiera mondială. Sunt artiști care bagă sute de mii de euro în scule. Cum să cântăm live? Să facem 10 ore probe de sunet? Ba stai că nu-i bine. Hai să mai lucrăm acolo la butoane. Pepe a cântat pe un microfon de live exterior și ați văzut, e multă umezeală, cel puțin aici, în zona asta de a platoului. Sper să se întâmple asta și acasă.